Hei, ce credeți că mâncăm astăzi? O supă la plic. Și cu asta cred că terminăm și categoria de la Vifon. Aceasta este o supă de pui de la Vifon. Ultima pe care am mâncat-o a fost foarte piperată. Sincer, mie nu mi-a plăcut față de celelalte. Dar am avut multe supe de plic în frigider și am zis totuși să le termin, să le filmez. O să urmeze alte videouri mult mai complexe, ca să zic așa. Dar, na, sunt curios să vedem, poate asta e mai bună decât aia de vită. Da, singura diferență e că ăștia de la Vifon zic să punem 400 ml de apă. Nu 300, ceea ce am mai spus de atâtea ori, mi se pare o idee foarte bună. Da, să-i dăm drumul, nu? Ia să și desfacem. Ia să vedem. Ce surprize avem aici? Da, este la fel. Ok. Cele două. Ah, ia fiți atenți. Arată altfel asta. Wow. Fiți atenți aici. Ce e asta? Ia uite, cât de urât arată. Bine, bine, scrie ulei, dar arată groaznic, ia uite. Da, deci nu e nici ca aia de la Maggi și nu este nici ca ultimul Vifon în care era gelatina aia groasă, așa zici că era brânză cheddar sau... Da, hai să punem, domne, uleiul ăsta. Mamă, chiar are gust bun. Mamă, chiar are gust bun. Sună ciudat, dar are cel mai bun ulei pe care l-am mâncat. Mama, am așteptări mari de la supa asta. Poate să rupă asta gura târgului? Vifonul ăsta, care ăla de vit, a fost absolut îngrozitor. Comparativ, desigur, cu cealaltă concurență. Da, mai am răbdare. Revin. Ia să vedem. Miroase foarte, foarte bine. Mamă. Chiar miroase bine, nu știu, uleiul ăla a fost senzație. Prea fierbinte. Da, un pic cam fierbinte. Nu se mai simte piperul ca la aia de vită. Ia stai să mă uit eu la ceva. Noi am mâncat de... Da, de vită. Deci de la Rolton nu avem de pui. Pasele, clar, am mai zis odată,
Cele mai bune sunt de la Vifon. Asta de pui de la Vifon este foarte bună. Mult mai bună decât cea de la Maggi. Mult mai bună, după gustul meu. Pe cuvânt, le-au ieșit mai bine. Și pastele, și gustul. La cea de vită, nu, aia e un dezastru. E un dezastru complet. Se simte numai gust de piper și nu-mi place deloc. În curând o să ajungem la un verdict care este cea mai bună supă la plic, ca și gust. Mare atenție că dacă zic că este foarte bună de la Vifon, asta nu înseamnă că este bună orice aromă. Cea de vită este groaznică. Cea de vită de la Rolton mi s-a părut cea mai bună. Asta zic. Deci, o să discutăm care e cea mai bună de pui și care e cea mai bună de vită. După părerea mea, din tot ce am mâncat, cea mai bună este cea de la Vifon. Nu știu cum au nimerit și pastele și gustul. Da, s-a simțit de la ulei. Sună ciudat, dar avea un gust foarte bun uleiul ăla. Era tot așa un fel de bază de mâncare, ceva, dar era ulei. Da, au făcut o treabă foarte bună. Chicken Flavor Instant Noodle Soup de la Vifon. Bă, așa da, bravo. Sincer, nu m-am uitat la preț. Toate costă cam la fel, 2 lei și un pic. Indiferent de magazin. Da, așa da. Chiar e. Chiar e foarte, foarte bună. Bun, cam asta e review-ul de la Vifon. Foarte bună cea de pui, groaznică cea de vită. Ne auzim pe data viitoare.